gestionarea integrată a resurselor de apă, gestionarea deșeurilor și împădurirea. Sunt domenii în care Republica Moldova are de lucru la ele timp de 30 de ani. În Ucraina e război, iar pe lângă pierderi de vieți omenești și distrugeri de infrastructură, războiul presupune poluare. Radiația, de exemplu. Au fost, bineînțeles, temeri și aici noi monitorizam și monitorizarea se face prin 5 stații de observare, ea se face permanent, online, generează date la fiecare 4 ore și aveam datele, adică era în normă. Lucrul ăsta îl puteam monitoriza. Statele europene ziceau că se semnalează, se sesizează o depășire a particulilor PM10, da, astea ca materii în suspensie. Moldova încă nu monitorizează așa ceva, nu are nici stații de observare pentru astea. Presupunerea, cel puțin, țărilor din UE, că probabil depășirea asta sau concentrația asta mai mare, posibil că este un efect a războiului, dat fiind bombardamentele și tot praful ăsta se ridică în atmosferă și prin ciclonii sau circulația aerului ajunge în anumite areale. Ceea ce cu siguranță putem spune că tot există un impact pe care l-am observat, dar l-am sesizat mai târziu. Asta e că, având în vedere, deci cel mai probabil că anul ăsta nu vom avea viitura de primăvară, care se întâmplă de obicei în fiecare an. Ucraina, din păcate, este în război și mulți oameni, inclusiv colaboratori din domeniul mediului cu care noi colaboram, sunt cu armele în mână astăzi. Coordonarea între energeticieni și ecologiști n-a prea fost în Ucraina și la centrala hidroenergetică de la Novodnistrovsk, Nistriană, da, s-a eliberat volumele de apă după cum au considerat energeticienii. Și respectiv în lacurile de la complex nu s-a acumulat foarte multă apă ca să se poată produce această viitură de primăvară. Doamna ministră, ați fost criticată nu de mult pentru proiectul de lege privind arderea anvelopelor. Eu consider că trebuie să fie adoptată această lege, fiindcă ea este oportunitate pentru noi. Pe piața noastră avem la circa 1 milion de vehicule care își schimbă setul de anvelope odată, nu știu, la 2-3 ani de zile. Rolul nostru este să asigurăm, într-adevăr, monitorizarea emisiilor pe care le generează agentul economic, public, privat, nu contează, care va utiliza acest tip de combustibil, monitorizarea emisiilor la coș și, respectiv, monitorizarea emisiilor în aerul atmosferic care, la stațiile de observare. Monitorizarea la coș a emisiilor la agenții economici, asta deci se face self-monitoring, intră în sarcina agenților economici și astăzi există, eu n-am să dau numele agentului economic care are într-adevăr instalate la coș sistemul de monitoring și el este automatizat, el se înregistrează în sistem, deci tu nu poți să-l falsifici cum, nu știu, poate unii își imaginează că tu schimbi datele, nu știu, exact la fel ca și la aparatul de casă. Și stații de observare, avem mai multe stații de observare, dar sunt la anumiți parametri, de exemplu, că erau temeri la rezina. Stația respectivă de observare, ea a funcționat până în 2018, după care a fost, nu știu, abandonată, nu știu de ce, și care au fost argumentele precedente conduceri de la Hidrometeo. Noi acum o vom reabilita pentru ca să monitorizeze calitatea aerului. Ați pomenit că în Republica Moldova se pregătește introducerea unei taxe de medie pentru posesorii de autovehicule.
Cam cât ar putea constitui aceasta și de când ar putea fi aplicată? Deocamdată subiectul ăsta este la categoria de idee, da, și pe care vrem să o dezvoltăm, în sens că rapoartele noastre, inspecției, arată că principala sursă de poluare a aerului în Moldova sunt sursele mobile, adică autovehiculele. Respectiv, noi am zis că trebuie să facem ceva pentru ca să diminuăm această poluare. Din punctul meu de vedere, cel mai corect este, într-adevăr, să se facă taxarea conform de facto a emisiilor. Asta înseamnă că atunci când eu mă duc să fac revizia tehnică la stația de revizie tehnică a mașinii, trebuie să fie un echipament care să măsoare emisiile la țeava de eșapament. E, de fapt, au asemenea echipament unde să măsoare indicatorii care sunt ceruți, da? Și ceea ce noi statul să reglementeze, normele, cât trebuie să fie, da? care este limita maximală admisibilă. Pentru faptul că eu generez anumite emisii, eu plătesc și așa o taxă diminuată, da, minimă, dar dacă eu depășesc anumiți indicatori, da, trebuie să existe coeficienți care, de exemplu, pentru acea depășire să fie ăsta mulțit și eu să plătesc o altă sumă, de exemplu. Există legea privind protecția aerului, noua lege în Parlament care a fost votată în prima lectură. Noi acum vom veni cu propuneri pentru a introduce anumite elemente astea care țin de controlul emisiilor la autovehicule proprietate privată și ulterior va trebui dezvoltat cadrul normativ în acest sens. Cum asta să se realizeze și ulterior, abia după ce va fi elaborat și cadrul normativ, cum efectiv, care este procedura, cum asta să se întâmple. Și mai departe poți introduce și taxarea. De ce nu se majorează suprafața pădurii, suprafața terenurilor împădurite în Republica Moldova? Întreprinderile silvice plantează în fondul forestier, nu în afara lui. Și acolo plantează, de fapt, unde au fost tăieri. Noi, în principiu, ne învârtim în același areal. De asta nu se crește. Ca să se crească suprafața terenurilor împădurite, noi trebuie să ieșim din fondul forestier. Fiindcă suprafața terenurilor din fondul forestier, care ar fi pasibile pentru împădurire, nu este foarte mare. Nu, circa la 2000 de hectare. Modelul pe care vrem să mergem acum și cei ce suntem în proces acum de acumulare a acestor informații și de încheiere a acordurilor între Agenția Mulțilva și autoritățile publice locale care vor să împădurească, să ieșim din fondul forestier, mergem pe modelul de încheiere a acordurilor cu APL-uri. Deci, în primul rând, ele trebuie să ia decizia prin Consiliul Local că doresc acest lucru, să identifice terenul, să ia decizia că pe terenurile astea se creează plantație forestieră, se încheie un acord cu Agenția Mulțilva și atunci Agenția Mulțilva este responsabilă pentru tot procesul ăsta. Un acord timp pe perioadă de 5-7 ani de zile. E în funcție de teren, în principiu e în funcție de ce fel de puieți se plantează. Ideea noastră este că nu vrem să aruncăm bani aiurea, dar vrem într-adevăr să avem plantații cu rezultat.